Chimiștii de la Colegiul Gheorghe Tătărescu din Rovinari s-au calificat în finala unui concurs național după ce au creat numeroase invenții din obiecte de uz casnic și produse alimentare. Spre exemplu, din lapte s-a obținut plastic și vopsea, iar din foi de varză coloranți. Săptămâna aceasta se va desfășura finala competiției. Invențiile au fost realizate la Colegiul Gheorghe Tătărescu în cadrul proiectului Rovinari azi și mâine. Materialele de cercetare științifică au fost filmate în cadrul competiției în laboratoarele de chimie de la Liceul din Rovinari și trimise juriului. Am reușit să ne calificăm în etapa finală, care va avea loc la București, probabil săptămâna viitoare. Perioada de vot s-a desfășurat între 4 și 18 iunie, iar echipa chimiștilor de la Rovinari s-a clasat inițial pe locul al șaselea din 44 de echipe. Eu m-am ocupat cu laptele, care începuse să prindă miros. Din acesta am făcut plastic, vopsea și chiar lipici. Am luat frunze de varză roșie, care de obicei le aruncăm, și le-am transformat în colorant, care este un foarte bun indicator acidobazic și poate fi folosit în casă pentru a verifica dacă am curățat bine, de exemplu, aragazul sau ce curățăm. Eu m-am ocupat de valorificarea grăsimilor, obținând săpun. Întâi am început prin a crea o rețetă, iar apoi, cu ajutorul celorlalte colegi, am creat mai multe săpunuri. Ulterior, proiectele au fost evaluate, iar elevii din Rovinari au câștigat locul al doilea în cadrul competiției intitulate Eroii Viitorului.